Echipa de fotbal CSM Caransebeș s-a impus și în fața formației Starigrad Karaševo, echipă neînvinsă până în această etapă. CSM Caransebeș, echipa nou formată în vara anului acesta, are 8 victorii la activ din 8 meciuri disputate. Caransebeșenii se descurcă excelent și se îndreaptă cu pași repezi spre promovarea în Liga a 4-a. Meciul contra echipei Starigrad Karaševo s-a disputat pe terenul din Balta Sărată. Gazdele au deschis rapid scorul prin jucătorul Marian Musteța în minutul 4 al meciului, care a șutat sub bară din interiorul careului de la 16 metri. Acesta a fost și scorul pauzei, deși jucătorii caransebeșeni au ratat și alte ocazii bune de a marca. După pauză, aceștia au intrat hotărâți să câștige și în doar 3 minute au marcat cel de-al doilea gol, prin jucătorul Mario Longa. 3 minute mai târziu, același jucător i-a pasat lui Covăsală, care a marcat cel de-al treilea gol, scor care avea să fie și cel final. CSM Caransebeș are acum 24 de puncte acumulate și este prima în clasamentul Ligii a 5-a. Un joc care s-a distanțat destul de mult de celelalte jocuri, un joc în care, până la urmă, cum ați văzut și dumneavoastră, exact cum am spus, 3-0, scor de nereprezentare, dar dacă le dădeam cel puțin 6 în prima repriză, nu s-a supărat nimeni. Într-adevăr, astăzi am întâlnit un adversar mai legat. Și în componența echipei sunt jucători care au activat inclusiv la nivel internațional. Sunt jucători care au jucat și pe la ligi superioare. Da, într-adevăr, cum am zis de atâtea ori, obiectivul nostru este să nu luăm gol. Obiectivul nostru este să punem în valoare traseele care noi le facem la antrenament. Și după cum ați văzut, am reușit să închidem jocul la 3-0 și să facem și schimbările de care erau nevoie, să dăm șansă la toată lumea, cum se spune. Mulțumit de cei tineri, cum se mișcă, cum se încadrează pe lângă cei mai experimentați? Da, pot spune că sunt mulțumit. Chiar am avut la ședința dinaintea meciului, am zis, cei care intră vreau să-mi aducă un plus, vreau să-mi aducă valoare și în a doua repriză. Cum ați văzut, 1-0 la pauză, am intrat după pauză, am transat jocul și am făcut 3-0. Acum și vine pauza competițională. V-aș întreba așa, vă gândiți cumva să mai întăriți echipa pentru partea a doua sau mergeți cu același nucleu de bază? Cum ați văzut și dumneavoastră, obiectivul nostru și proiectul nostru este doar pe jucătorii de aici, de la noi, din zonă. Cu siguranță mai avem și celelalte jocuri care mai sunt, încă 4 meciuri din retur, mai avem jocul de la Vărădia, o să dăm șansă și minute și celor care nu au jucat să avem un echilibru. Am zis că până în iarnă vreau să-i aduc pe toți pe aceeași valoare, dacă simțim că avem nevoie de întăriri, jucători de valoare, dar în special mergem pe jucători de la noi de aici, din zonă. CSM Caransebeș va disputa ultima etapă din tur duminica viitoare contra echipei Viitorul Vărădia, echipă situată pe locul al doilea în clasament.